Se lavori la terra bene, sai che poi ti ripagherà. Scorre il tempo con le stagioni e la terra è compagna di vita. Contadino nel tuo casolare, la speranza è una preghiera. Tradizione e tecnologia, con l'aiuto del buon Dio, insieme con te e con noi, maschio Gaspardo, per dare forza al tuo lavoro, insieme con te e con noi. Proteggere i tuoi raccolti, non ti bastano braccia forti, contadino tendi la mano. Care este președintele Maschio Gasparo și aici este Jumbo 7000. Care este un rapper rotativ. Deci e ultimul siamo venuti in Romania perché è un paese italiano, non è romeno. E la Romania è un paese molto importante per l'agricoltura. Am venit în România pentru că România este o țară foarte importantă pentru agricultură. Se produce ca dimensiuni 6 metri, 7 metri și 8 metri. Este cea mai mare. Cum vi siete adattate alle condizioni de la Romania e come avete collaborato con le autorità, con quelli che sono qui? Abbiamo trovato un paese meraviglioso, una grande accoglienza dalle autorità, da tutto il paese, da tutto il comune. Am găsit o țară minunată și ne-am acomodat foarte bine pentru că am colaborat foarte bine chiar de la început cu toate autoritățile și cu toți colaboratorii noștri. Ce gânduri aveți pentru viitor aici în România? Ce pensieri pentru futuro aveți pe la România? Chie? I pensieri di futuro? Da investire. Siamo qui per investire, siamo qui per raddoppiare l'azienda perché è un paese meraviglioso. Suntem aici ca să investim, investim încă în firma pentru că este o țară minunată. Come avete passato questa periodo, diciamo, di crisi? No, noi non abbiamo crisi, per chi lavora bene non ha crisi. Noi avem criza pentru că cei care lucrează bine nu sunt niciodată în criză. Noi vă mulțumim frumos, să vă dea Dumnezeu sănătate și multă putere de muncă și să ne revedem cu bine. Vi ringraziamo tanto, che Dio vi dà salute e forza di lavoro e che ci vediamo in buone condizioni. Ma noi siamo qui per investire, per raddoppiare questo stabilimento. Suntem aici ca să investim și intenționăm să dublăm această investiție. Ci crediamo a questo paese meraviglioso. Pentru că avem încredere și credem în această țară minunată. E un imprenditore deve sempre credere e andare avanti. Un întreprinzător, un investitor trebuie tot timpul să creadă și să meargă înainte. Non si deve mai fermare, perché quando si ferma va in crisi, io non vado in crisi. Nu trebuie să te oprești, pentru că atunci când te oprești intri în criză și eu nu intru niciodată. E la gente malata che va in crisi, io non vado in crisi. Noi cei care sunt bolnavi au probleme, intră în criză. Eu nu intru în criză niciodată. Io devo attaccare il mercato. Eu trebuie să atac piața. Io devo essere il cinese, l'indiano. Trebuie să fiu chinez, indian. In questo paese. În această țară. Sono qui numărul 1, devo continuare a essere numărul 1. Sunt aici numărul 1 și vreau și trebuie să continui să fiu numărul 1 în continuare. Să vă ajute Dumnezeu. Că Dio vi ajută. Grazie, mulțumesc. Ideea a venit de la o prima manifestare care am făcut în Italia în 2003, dar a urmat o manifestare foarte importantă care am avut în 2007 aici în România, care a avut o mare succes pentru că au fost foarte mulți fermieri din toată România și au avut posibilitatea să vadă utilaj în câmp. Și ne-am gândit că de data asta avem posibilitatea să deschidem și fabrica, să vadă fermierii cum se produc utilaje agricole, cele mai bune utilaje agricole, nu numai din România, dar dintre cele mai bune în toată lumea,
Și am gândit să facem nu numai probe în câmp, dar porte deschise, cum ați spus. Porți deschise, oamenii au posibilitatea să vadă cum se lucrează. Următoarea mașină este Pita 600. Da, a venit cu o noutăță cu mașini care se produc aici la Chișinău Criș. Avem scarificatoare, utilaje pentru lucrarea pământ de adâncime mult mai mare și pentru tractoare de peste 600 de cai putere, care sunt prezentate astăzi aici. Știu că ție, dintre toate țările în care aveți deschise fabrici, cea mai dragă îți este România. De ce te-ai atașat așa de mult de țara noastră? Ce ai găsit aici? Am găsit persoanele care au o mentalitate foarte aproape de Italia și am găsit un mediu care m-a primit foarte bine. Nu numai în România, dar în mod special aici, în Chișinău Criș, unde avem o primărie și un consiliu județean, care, un consiliu comunal care ne-a ajutat foarte mult și cred că asta este unul dintre puncte ce mai tare care m-au permis să mă adaptez și aici, în Chișinău Criș, în România. Ce ai mai dori să realizezi aici, la Chișinău Criș? Dorința mea este să facem aici, în Chișinău Criș, cea mai mare fabrică din grupul Marsco Gaspardo. Și eu cred că dacă am ajuns în 9 ani să devenim primii în România, avem posibilitatea să devină Marsco Gaspardo România prima, nu numai în România, dar și în Italia. Să vă ajute Dumnezeu, noi vă dorim mult succes în continuare și să rămâneți alături de Arădeni, alături de Chișinău Criș. Mersi foarte mult! Mersi. Scatenata! Se lavori la terra bene, sai che poi ti ripagherà. Scorre il tempo con le stagioni e la terra è compagna di vita. Contadino nel tuo casolare, la speranza è una preghiera. Tradizione e tecnologia, con l'aiuto del buon Dio, insieme con te, con noi, Maschio Gaspardo, per dare forza al tuo lavoro. Insieme con te, con noi, Maschio Gaspardo, noi insieme più forti, perché insieme sai che si vince. Per proteggere i tuoi raccolti non ti bastano braccia forti, contadino tendi la mano, siamo noi la banca del grano, migliorare.